Deci avem aici prima comandă de la Burger. Luăm aici un cadou, îl băgăm într-o pungă să nu fie nicio problemă. Îl închidem, îl băgăm frumos aici. Acum capsăm, așa, bun. Asta era capsa prima oară, dar am zis. Gata. Hai să ne urcăm în mașină să mergem să livrăm. Și băieți, băgăm frumos comanda să stea cum trebuie. Avem aici comanda pusă. Băgăm repede pe Waze Tudor Vladimirescu, birouri subsol, numărul 4. 15 minute. Hai să vedem. Cum o să-l sunăm pe client și o să vorbească Eddie cu el. Salut. Salut. Uite, mai am cam 7 minute până la tine. De la Glovo sunt. Bine. Da. E prima mea zi și e cam aglomerat în București și nu știu să conduc, că-s pe scooter. Am înțeles. Trebuie pe unde intru? În locația respectivă, dar o să vin la stradă. Vitul la stradă? Bine. Bine. Bine, bine. Ciao. Pa, pa. Voi să mă sună la... Asta e managerul nostru, Young! Asta e Young de la Nexus. Să mor tu! Da, da. Bă, de când a răspuns în scârbă cu bine, atunci v-am dat seama. Bă, da. Ce? E managerul, da, Young! Uite, mă, că 6 ani n-am văzut cu el, da. Și acum ne vedem cu el. Ce țeapă, Chiran, că chiar e un client, bă, că și am dat și bani. Stai-mi cu aia asta e Gizela vă pe vlog sau chiar e? Nu, chiar e! Asta chiar e el! Acum ne-am dat seama, după voce bâși l-am auzit prima oară. A zis și în scârbă, nu știu ce a zis, dar azi în scârbă, așa. Eu am realizat mai târziu un pic, dar înainte să faci tu. Așa ne-am la Nexus? Băga mea și ce țeapă mi-am luat. De ce? Păi vreau să duc și eu la un om random. Da, pe bune ți-a luat țeapă. Alo? De la Glovo, am ajuns. Da? Da. Bine. Ceau. Salut! Vezi noi o comandă? Vreau. Nu știu cine a comandat-o. Sincer să fiu. Salut! Uite, avem aici comanda de la Burger. Dacă vă place să puneți voi un story cu ea, bine? Mersi. Mi-a părut că place, dar sper, mă rog, măcar când îl deschid să vadă o surpriză și după ce mănâncă să vadă altă surpriză. Dar în rest, nu prea le-a plăcut Candy Radio comandă. Ce fac? Nimic, hai să mergem să mai luăm altă comandă. Gata, prima livrare, băieți. Până acum bacșișul este de 0 lei. N-am primit niciun ban. Hai să vedem acum la a doua livrare ce se întâmplă. Băiatul ăla nu părea că mă cunoaște. Sper măcar să-i placă cadoul. A zis că i-am pus cadou. Acum dacă nu pune story, nu e problema mea. Ce drag să mai fac. Așa, băieți, până una alta a venit și Dorian să ne ajute cu livrările, dar prima oară el va gusta. Să vedem aici o reacție la cald. Până gust eu să nu guste cheluțul, Gioluțul, ia uite-l cum este în bucătărie, până în gât. Cheluțul, tati, n-ai voie tu, tati, acolo, vino în coală, lasă-ți burgerii. Cel mai bun test este cheluțul. Dacă cheluțul a luat o razna, înseamnă că aici ce e gustos tare rău de tot. Revenim cu taste test. Mamă, dar vă vrei să spun un lucru? Îmi amintesc de atunci, da, acum am amintit că eram un foișor la mine. Da. Nu era chifloanța așa, frate, wow! Mamă! Dacă e bun, nu e wow! Dacă e bun, el ea! Știi ce-mi place, nu? Are o tonă de usturoi, este genial! Mamă! De când l-am desfăcut, simțeam miroselul de usturoi care pe mine mă nebunește, gamă! Oricum, v-am spus și pe vlogul lui, nu e ca ea lui, e bun, fraților, și ce e bun, e bun. Și îmi place și lui Doamne, Doamne, genunțule, că nu umblăm cu fofările ca pe aici. Cred că place și eu cred că place. Ia-l, ia-l pe al nostru. Tati, nu e pentru tine, ne pare rău, genunțule, păpăm și revenim, genunțule, cu filmarea. Am ajuns înapoi și deja am intrat altă comandă. Și a luat pe ăsta? Pe a luat un dublu cheeseburger, o porție de cartofi prăjiți și încă un cheese toast. Da, vrea să le testeze pe toate. Sigur. Altă comandă! Wow! Yeah. Moment! Asta are un cheese toast și doi dublu cheese. E foame la băieță. Da, da, da. Hai să vedem. Aici avem, nu, avem un burger, dar nu un burger, pardon. Aici avem burgerul. V-am spus în vlogurile trecute că nu folosim deloc carne congelată, avem doar carne naturală. Deci dacă vreți să vă comandați un burger bun, uitați aici și chifla. Care vine însoțită de un sos. Ce tare miroase. Nu! Și am mai pune puțin cartofi. Atât, așa, perfect. Bun. Mai pune un... Imediat. 50 de lei? Nu zic că e ok, o să mă corect-o. Perfect. Hai să o livrăm. Hai să o ducem. O ies la a doua comandă și l-am lăsat pe spate să păzească mașina, că nu cred că am clargat unde trebuie. Dacă vine cineva, zic, domne, nu merge. Hai, acum trebuie să găsim. A, uite blocul. Zi, mamă, la etajul 6. Dacă n-are lift, eu nu urc. Filmați voi. Dacă n-are lift, nu știu ce dracu facem. Strada Sândulești, p***lești. Etajul 6, o luăm pe scări. Asta e. Bă, dai drum toți trei să mor eu. Nu cred că ne urc. Ne duce pe toți. N-avem loc vere. Hai, ne vedem sus. Nu e loc. Vino cu aia încoace. Băi, eu știu o șmecherie, cum puteți merge în cușine deschise. Nu vreau să facem asta. Da, lasă. Au, pierd cu asta. Bă,
mai e o ușă, prostule. Stai. Uite-te la mine cum stai. 3, într-o... Etajul care era? 6, 6. Se pare că n-avem loc. Așa, bă. Cel mai mic lift din lume. Cred că merge lecția, până la urmă. Gata. Bună! Bucur să vă văd. Ți-am adus comanda. Da. Scuze că a durat mai mult, dar nu suntem vibratori profesioniști. Da, acolo, pe flori și pe nu știu. A, nu, că e... Habar, nu, era altceva. Am văzut asta. Mersi mult. Mă bucur. Mulțumesc. Sper să-ți spun dacă... Mersi frumos. Au! Era rușine să zic ceva. Bă, dar putem să încercăm cu... Mi-a fost frică că picăm pe... Gata, ăștia sunt. Măcar să... Bă! Bă, mă, prostule, că e 100 de kg! Bă, mă, ce zărbați! 120 de kg! Bă, gata, gata! Bă, dacă deschidem și suntem între etaje... Bă... Ce scoaie! Așa, băieți, deci dacă vreți să încercați și voi burger, aveți linkul de la Taz în descriere. Știți că burger este destul de mare, nu vă recomand să-l luați pe la dublu, pentru că s-ar putea să nu puteți să-l terminați pe tot. Iar pentru fiecare burger sau cheese toast aveți 8 toppinguri gratuite. În alte părți costă 3-4 lei un topping, deci dacă ar fi să vă puneți 8 toppinguri, ar ajunge undeva la aproape 30 de lei în plus. Prețurile o să fie puțin mai mari pe platformele de delivery, pentru că își pun un procent de 30%. Așa că dacă vreți să plătiți mai puțin pe el, puteți să mergeți direct la locație, o să vă las un link și pentru locație în descriere și eu o să încerc să livrez mai multe comenzi, așa că s-ar putea să ne trimit dacă vă comandați. Băi, nu închide, nu scoate, băi, voi n-ați văzut filmul ăla, Iron Origins. Băi, ce proști sunteți. De la 1. Băi, da, auzi, dacă cădem în jos. Cât de jos să și pic eu? Păi nu pot, ridică-o, nu pot să... Hai de coaie. Așa, nu pot să deschizi ușa dacă nu ridici pe el. Corect. Așa, lăsați-mă pe mine, se ajut, mă, acum când pun pista, bam! Partea de la fumate, gata. Pe cum să arăt și mecheri când cobori scări. Era tot așa. Am terminat și comanda asta, acum ne întoarcem la restaurant să vedem dacă am mai dat ceva comandă. Am avut 120 de comenzi cum astăzi, așa că să mergem să mai luăm. Dacă vă place să facem livrări, dați like la vlogul ăsta și dacă strângem 20.000 de like-uri, o să facem și partea a doua în care livrez toate comenzile cu BMX-ul. Nu știu cât de greu o să fie, dar dacă vreți să mă vedeți cu BMX-ul prin trafic, cu aia de la Glovo, cu toți, dați acolo like, facem și partea a doua. Mamă, uite cum arată dublu cheese-ul ăsta, wow, chiar arată bine. Mamă, și uite-l pe ăsta cu bacon. Așa, din câte vedeți, acum a plecat și Edi, a rămas numai... Bă, pune-i mă centura în spate, mă, că rămasă comanda fără. Am chemat și eu pe spații la clipul meu, poate mai zice și el o glumă, bă, mut asta tot, am închis camera, o să vorbim. Centura și la mâncare centura. Băieți, noi încercăm să livrăm zburger în cele mai bune condiții. Scrieți în comentarii din ce oraș sunteți sau în ce zonă ați vrea să mai livrăm zburger, pentru că încercăm în continuare să dezvoltăm afacerea. Deja merge bine, nu ne-am grăbit foarte mult cu deschiderea de noi locații, pentru că vrem să ne asigurăm că calitatea este la cel mai înalt punct posibil, pentru că de asta facem asta. Din nou, dacă sunteți interesați să cumpărați voi o franciză burger, o să aveți un mail în descriere unde puteți să dați mail, să cereți oferta, să vorbiți și noi o să vă spunem dacă vrem să vă vindem sau nu. Vreau că așa mers până acum. Bă, comanda asta pare din ce în ce mai aproape. Din când în când o să mai fac și o livrare, o să văd fanii care comandă burger. S-ar putea să bag în vlog de fiecare dată, nu știu, să livrez câte o comandă și să apară cineva pe vlog. Nu știu sigur dacă o să facem asta sau nu. Și acum mergem, cred eu, la încă un fan acasă. Nu știu dacă a aflat altă lume de restaurantul burger, dar puteți să-l recomandați și mai departe la prietenii mei, că recomandați un produs bun. Și de data asta vreau să-i punem câteva întrebări, să vedem dacă știe, să vedem dacă îi dăm bani în plus. Pe lângă aia 50 de lei? Da. Bun, generos! Așa, băieți, am aici comanda cum trebuie. Da, băieți, nu prea știu ce să zic, că mi-au lăsat pe băieți să intre cu mine, dar eu trebuie să urmă în apartament cu terasă în spate. Hai să vedem. Salut! Vreți să apar pe vlog? Aaaa, mai prins în pregătit. Dacă vrei, nu trebuie să apar, stai liniștit. Ne fac până să apar pe vlog, ia vină pe apar. Stai aici. Am comandat de la burger și am și o mică surpriză. Aaaa, de bun. Da, normal, normal. Sunteți abonați la ambele canale, da? Ești tu? Ne-abonăm. Bine, bine, aia. Da, bă, am dus comanda asta.
Hai să mergem să mai luăm alta. Gata, băieți, asta e și finalul zilei. În sfârșit mâncăm! Robi și Spazi m-au ajutat astăzi să fac. Dacă vreți să vă comandați și voi Zburger, o să vă las link-ul de la Glovo în descriere sau căutați voi Zburger pe Glovo și o să vă luați acolo cea mai apropiată locație de voi. O să fie în curând și pe Taz și acolo o să fie area mai mare și eu sper să vă placă. Cam asta a fost prima zi de Zburger din Cotroceni. O să aveți toate link-urile în descriere. Mi-am aici toată echipa care mi-a ajutat astăzi. Dacă vreți să mâncați și voi intrați să cumpărați de acolo. Vă pup!